În această perioadă se derulează etapele prevăzute în calendarul concursului național pentru ocuparea posturilor vacante în sistemul de învățământ preuniversitar, sesiune iulie 2016. Candidații au avut de susținut până acum probele practice sau inspecțiile la clasă. La nivelul județului Maramureș avem 951 de posturi vacante, din care 80 de posturi sunt destinate angajării pe perioadă nedeterminată. Astfel, în urma concursului, persoanele care vor obține media peste 7 se vor putea titulariza în învățământ. Din aceste 80 de posturi, 62 sunt în mediul urban și 18 posturi sunt în mediul rural. Aproape 40 de posturi sunt disponibile în Baia Mare. Circa 840 de candidați s-au înscris la concurs, iar în 20 iulie sunt așteptați la proba scrisă. Pentru ca un candidat să se poată titulariza, acesta trebuie să susțină probele practice sau orale și inspecțiile de specialitate la clasă. Aceste probe și inspecții s-au derulat în perioada 30 mai 1 iulie. Și, bineînțeles, să aibă minim 7 nota la proba scrisă și la proba practică sau la inspecția specială la clasă. Candidații la concursul de titularizare vor susține proba scrisă la Colegiul Anghel Salini sau la Colegiul Economic din Baia Mare. Anul acesta, numărul posturilor titularizabile, dar și a candidaților interesați de posturile de la catedră, este mai mic decât în 2015.